dacă așa fac toți, și mulți te întreabă, dar dacă așa fac toți, de ce numai voi faceți altfel? Toată lumea pune întrebarea asta. Ce nu vă puteți și voi alinia la cum fac cei mai mulți? E simplu. Niciodată în Scriptură criteriul ăsta nu e un criteriu valabil de a lua decizii absolut niciodată. Niciodată în Biblie nu ni se spune, uitați-vă la ce fac cei mai mulți, așa să faceți și voi. Sau știți vreo referință unde se zice asta? Nici o decizie pe care o luăm nu trebuie să aibă ca substrat așa să face. Dacă așa să face, așa fac și eu. Nici una dacă facem așa, suntem un spirit de turmă, nu turma lui Hristos. În turma lui Hristos nu există spiritul de turmă. Știți de ce nu? Pentru că turma lui Hristos nu ascultă de orice glas. Și în niciun caz nu ascultă de behăitul celorlalte oi. Nu, nu, de nu-i spirit de turmă în turma lui Hristos. Dacă cumva v-ați gândit până acum la chestia asta. În turma lui Hristos nu este spirit de turmă, pentru că fiecare oaie ascultă un singur glas. E glasul lui Hristos. Și de aia nu-i spirit de turmă. E o legătură directă între păstorul, între marele păstor al oilor, cum am văzut în Evrei, capitolul 13, și fiecare dintre aceste oi. Niciodată Biblia n-a încurajat spiritul de turmă. Da, el există. Dar există în turmele care n-au nicio legătură cu Hristos. Absolut niciuna.